Majoritatea giurgiuvenilor sunt destul de interesați de evenimentele de pe scena politică, dar aspectul social primează. Oamenii se raportează la propriul nivel de trai și se gândesc mai puțin la politică. După o scurtă analiză, giurgiuvenii afirmă că sunt mulțumiți de activitatea politicienilor giurgiuveni, dar așteaptă o evoluție în bine în 2014. Să fie un an mai bogat și să fim sănătoși toată lumea. Ați fost mulțumit de activitatea lor pe anul acesta? Nu. N-a fost bine. Ce trebuia să fac? Trebuia să fac alte condiții, alte, cu salarii, cu pensii, cu astea, că moare lumea de foame. N-avem ce să vindem nimic. Am multe așteptări, dar... Cum ar fi? Nu știu dacă dânsul poate să le rezolve așteptările noastre. S-a spus multe lucruri că se va face străzile astea care sunt rămase în urmă pe timpul fostului primar. Deocamdată s-a făcut în parc, acolo am văzut că s-a făcut ceva frumos. Ce să așteptăm? Să ne satisfacă mai mult dorințele, cerințele. Ați fost mulțumită de activitatea lor? Da, dar să sperăm că va fi și mai bine. Eu ne dorim să fie bine și să mai fie mai multă liniște încă. În țara asta, că ne-am săturat. Giurgiuvenii sunt optimiști cu privire la anul 2014 și speră în creșterea nivelului de trai și relansarea economică a țării.